Acest program are la bază cazuri reale. Sentințele judecătorești sunt suverane. Curtea de apel București este doar locul unde poveștile capătă un final. Aici, binele și răul stau față în față. Curtea de apel București este locul de unde începem să înțelegem faptele și oamenii. Ne aflăm în Palatul de Justiție. Zi de zi, aici intră sute de oameni pentru a-și căuta dreptatea. Pentru dumneavoastră am primit îngăduința să intrăm și noi. Sunt Luminița Velciu și împreună vom alege binele de rău. De ce vă e dor? De ce mi-e dor? Cel mai mult? Sincer? De ea. Citim din declarația inculpatului Preda Aurel, așa cum a fost consemnată în decizia penală numărul 188 din 10 iulie 2008 a Curții de Apel București, secția 1 penală. Am început să stăm de vorbă și am reușit să o conving să discutăm despre noi. Alina a început să moțe și a adăugat. Îmi pare rău că sunt așa de încăpățânată, dar asta sunt eu, Ionuț. Eu nu i-am spus nimic. Eram agitat. Când s-a întors cu spatele, Alina a mai adăugat. Oricum pe tine te iubesc, eu nu. Eu nu. Eu nu. Atunci m-a cuprins furia. Cearșaful de învelit era pe pat. L-am luat și l-am băgat sub cap. Am întors-o cu fața în jos și am mai înfășurat odată cearșaful în jurul gâtului. M-am așezat deasupra ei. Nu a avut cum să se apere pentru că mâna dreaptă era sub ea, iar cealaltă sub piciorul meu. I-am înnodat cearceaful la ceafă, apoi am răsucit mâinile la spate, le-am legat între ele și am făcut nod. Alina horcăia și am simțit corpul tremurând. Eu am rămas acolo peste ea câteva minute și m-am uitat la ea fără să realizez ce am făcut. În urmă cu 10 ani, Bucureștiul era zguduit de o faptă incredibilă. La acel moment, toate forțele s-au pus în mișcare pentru a reuși să prindă un făptuitor periculos. Pentru ce sunt aici? Nu pot numi greșeală. Greșeală e atunci când lovești pe cineva din greșeală sau, eu știu, calci strâng. O tâmpenie care nu trebuia să o fac niciodată. Niciodată n-am crezut că o să ajung să pot face așa ceva. N-aș vrea să vorbesc despre asta pentru că nu pot. Deci ca să vă dau detalii și să intru în acea noapte, nu pot din punct de vedere psihic. Sufletesc. Nu că n-aș putea să vă descriu ce s-a întâmplat. Pentru că imaginile mi-au rămas și o să-mi rămână întipărite în creier ca pe un film. Le-am cap-coadă, mai puțin o ruptură undeva acolo unde s-a întâmplat tâmpenia. În rest, am totul cap-coadă, le-am cap în film, le-am în cap. Și nu cred că o să le poată șterge cineva vreodată. Dintre toți cei aflați aici în sală, singura persoană care îl cunoaște pe Aurel Preda de atunci, de acum 10 ani, este domnul Radu Gavriș. Nu greșesc. Absolut din întâmplare, căci există întâmplări care se leagă în meseria noastră gazetărească. Când l-am invitat și am spus despre ce este vorba, a știut numele victimei, a știut locul unde s-a întâmplat, repet, este vorba de 10 ani în urmă, și mi-a spus, este primul meu caz de omor instrumentat în calitate de șef al secției omoruri din Poliția Capitalei. Cum a fost? Un omor comis vara, victima a fost găsită după câteva zile, era deja într-o stare de putrefacție.
O scenă greu de suportat pentru foarte multă lume. Familia era îndurerată, șocată. Un alt element ciudat la acest omor a fost modul cum autorul a legat victima. Amintea de nodurile făcute de triadele chinezești în faimoasele lor omoruri. Victima era tânără, era la început de drum. El făcea parte din anturajul ei, se știa. Ea avea câteva relații, dintre care cu Aurel era una mai apropiată. Domnule Gavriș, dumneavoastră știți foarte exact. În realitate, cuvântul care l-a scos pe acest om din minți la momentul săvârșirii faptei a fost un nume propriu. Numele altui iubit al victimei, da. Ionuț. Ionuț, da. Prima oară când am realizat ce am făcut, pur și simplu m-am speriat. N-am știut ce să mai fac. Și ce ați făcut? Am plecat de la locul respectiv, două zile n-am știut de mine, nu știu pe unde am dormit, pentru că în momentul în care am ajuns acasă eram foarte murdar și foarte, să zic așa, ca un om al străzii. Și după aceea, pur și simplu, am început să conștientizez ce am făcut. Regret că am luat viața unui om. Și nu asta e durerea mare că am ajuns aici. Până la urmă plătesc pentru ce am făcut. Durerea mare e că am luat viața unui om și nu trebuia. Pentru noi, prima noastră versiune de lucru a fost un omor comis spontan pe fondul unei crize de gelozie. Lucru care s-a și adeverit atunci când el a recunoscut faptele. Cadavrul a fost descoperit duminică seara și undeva luni știam cam că el este principalul nostru suspect, conform terminologiei de atunci, acum nu mai este valabilă. Marți dimineața locuința lui a fost percheziționată, el a fost condus la sediul Poliției Capitale, iar procurorul criminalist de caz l-a audiat. El a recunoscut foarte repede săvârșirea faptei, era și greu să nu o recunoască. Cred că la un moment dat avea și nevoia să recunoască și să spună cuiva. În partea mea dreaptă sunt elevi de liceu sau proaspeți studenți care reprezintă o activitate extrem de interesantă pe care o desfășoară mulți dintre tinerii noștri în liceele din țară. Activitatea de debate. Deși mă pasionează, eu n-am reușit să înțeleg mare chestie vis-a-vis de psihologia lui decât pe cont propriu. Adică, din prima m-a convins că parcă este un om mai bun de când a început să vorbească, însă mi s-a părut și ușor fals. Adică nu cred că el este atât de refăcut pe cât vrea să pară. Și din nou a fost, știam că deținuții fac acest lucru ca să dea impresia că sunt refăcuți și că poate să fie repuși în libertate, dar niciodată n-am știut cum se face chestia asta și cum arată cineva care încearcă să facă chestia asta. Pur și simplu, în momentul în care am conștientizat ceea ce am făcut, nu numai că nu-mi venea să cred, eram atât de jos din punct de vedere psihic, nu știam ce să fac. Nu știam ce se va întâmpla cu mine, nu știam cum să reacționez, nu știam absolut nimic, nu știam. De foarte multe ori la dezbateri suntem puși în poziția de a face pe lupul moralist și a judeca obiectiv faptele, dar foarte rar, și ce a fost șocant și nou pentru mine în seara asta, în seara aceea, a fost că am putut să empatizez cu niște fapte concrete și cu niște detalii amănunțite ale unei fapte pe care altminteri aș fi judecat-o cu totul altfel și într-un mod mult mai obiectiv și mai rece. În mod firesc, pe linia cronologică a înfăptuirii unei asemenea infracțiuni, ceea ce urmează este judecata. Ce anume v-a nemulțumit? Nu știu, felul în care m-au judecat, felul în care au decurs lucrurile, felul în care mi s-a dat dreptul la apărare, felul în care am fost lăsat să vorbesc, faptul că nu mi s-a dat voie să vorbesc mai mult, faptul că nu mi s-a demonstrat anumite lucruri. Pentru că în România s-a obișnuit instanța
ca cel în cauză să spună, domne, nu sunt eu vinovat sau sunt eu vinovat. Dar tu, instanța de judecată, tu, procurorul care mi anchetezi cauză, tu ai adus ceva, dovezi că eu sunt de vină? Tu ți-ai făcut munca cum trebuie, poți dovedi că eu sunt adevăratul făptaș? Poți dovedi toate articolele și toate acuzațiile pe care mi le aduci? Deși ca dumneavoastră eu, nu tăgăduiți. Eu sunt cel care a făcut fapta. Nimeni nu mi-a demonstrat nici în ziua de astăzi unde-i sadismul și cruzimile în fapta mea. Domnule George Muscalu, fost procuror, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Ceea ce a contat la judecător a fost intenția de a ucide. Prin tot ceea ce s-a făcut în dosar și vă asigur că este dovedită fapta care a fost reținută în sarcina condamnatului pe care dumneavoastră l-ați prezentat astăzi, a fost săvârșită poate într-un moment în care, așa cum spunea, nu a realizat ce se întâmplă, dar agravanta care a fost reținută în cauză, anume comiterea faptei prin acele cruzimi, a rezultat și explică foarte frumos judecătorul, cel care aplică legea în cauză, prin faptul că, deși victima se zbătea, a insistat și a perseverat în acțiunea lui de a-i suprima viața. Să mă ierte cei care văd și care spun, uite-l cum vorbește. Ok, am făcut-o, mi-o asum, e responsabilitatea mea, e răspunderea mea. Dar e și responsabilitatea celor care mă judecă să mă judece într-un mod corect. Condamnarea dumneavoastră fiind? Detenția pe viață. Pentru un omor fără premeditare, un omor cu scuza provocării, un omor care a fost, așa cum l-au catalogat și spontan. Pur și simplu o chestie de moment care a survenit, nu știu, chiar nu pot să înțeleg de ce a trebuit să am acea reacție atât de dură, de ce nu? Nu știu, am pugnit-o. Aș fi preferat acum în momentul ăsta s-o bat atât de rău încât să stea 2-3 săptămâni la lună în spital, dar după aceea să știu că e ok, e întreagă. A fost cu adevărat cutremurător să ascult o astfel de poveste și să am parte de o întâmplare de genul acesta, care cred că conține anumite elemente naturale pentru fiecare dintre noi. Motivul pentru care vinovatul a omorât a fost un motiv natural. A omorât din dragoste, după spusele acestuia, și cred că un astfel de lucru se poate întâmpla oricui dacă instinctele sunt lăsate de sub control și dacă nu există moderație în modul în care oamenii acționează la un moment dat. Cum a fost momentul în care ați primit sentința? Aceea în care s-a spus condamnat pe viață. Detenție pe viață. Sincer? Ați râs? Ați zâmbit? Da. Am zis... Nu era pentru dumneavoastră. Zic, pentru ce? Mai ales știind oamenii în jurul meu care aveau fapte mult mai grele, care nu aveau detenția pe viață. Și mă întrebam ce am făcut eu justiției române să mă judece în halul ăsta. Iar acum stau și mă întreb de ce trebuie să mai am încredere în justiția română. De ce trebuie să cred că justiția română îmi poate face dreptate și îmi va face dreptate vreodată. Când sunt oameni afară care au omorât oameni și râd de oameni la televizor acum. Șerban Huidu. Au omorât 3 oameni. Are N capete de acuzare la fapta respectivă. N-avea voie să urce la volan. A depășit linia continuă. A intrat cu viteză în curbă. A distrus o familie. 4 ani cu acuzare, cu suspendare. Și alții care fură au 21 de ani. Sunt oameni aici în penitenciar care au 21 de ani pentru furt. E strigător la cer. Domnule George Muscalu, am
mare nevoie de experiența dumneavoastră profesională, pentru că mă fac că nu știu nimic din ceea ce reprezintă dozarea pedepsei, încadrarea faptei. M-am ferit și să respir atunci când mi-a pus deținutul aceste întrebări, pentru că avem specialistul care ne poate ajuta și ne poate răspunde competent. Este o diferență foarte mare, a fost și în codul penal anterior și codul penal din 1938 și este și în actualul cod, între intenția de a suprima viața și culpa în a ajunge la rezultatul, același rezultat, anume suprimarea vieții. Este și motivul pentru care diferența de apreciere în a stabili limitele de pedeapsă minimă și maximă este colosală. Pentru o infracțiune de ucidere din culpă, atunci când sunt mai multe victime, pedeapsa pentru infracțiunea clasică este până la 5 ani, pentru o infracțiune, o formă agravată a infracțiunii este până la 7 ani, iar când sunt mai multe victime, se mărește cu jumătate maximul. De ce? Pentru că nu ai cum să urmărești un anumit rezultat atunci când îl săvârșești din culpă. Legiuitorul, și cu asta închei, spune în codul penal că infracțiunea săvârșită din culpă se pedepsește numai dacă este prevăzută expres în acest mod. Dacă nu, atunci se pedepsește numai intenția. Aceasta este regula, culpa este excepție. Fix așa am gândit legea. Noi nu aplicăm pedeapsa cu moartea pentru simplu motiv că credem că oamenii sunt tot timpul reparabili. Cine poate să aibă îndrăzneala să spună că omul ăsta trebuie tot timpul să fie ținut departe de noi? Intenția noastră de-a lungul poveștilor pe care le spunem sau le vom spune pentru dumneavoastră este ca în aceste prime rânduri în care astăzi ia loc publicul nostru să stea părțile care sunt implicate într-o întâmplare. În mod firesc, astăzi, de o parte, ar fi trebuit să stea, probabil, reprezentanții familiei victimei. Vreau să vă spun tuturor că am contactat familia victimei, răvășită de împrejurarea că după atâta timp ar trebui să vină și să-și amintească cu emoție, cu suferință, cu o durere care nu trece niciodată, despre pierderea unei ființe dragi. Probabil că în acel loc ar fi trebuit să stea acei oameni a căror lipsă o înțelegem, o respectăm și ne înclinăm în fața alegerilor. De partea cealaltă, în mod normal, în condiții obișnuite, ar trebui să stea cealaltă parte. În cazul nostru, inculpatul, făptuitorul, este în acest moment acolo unde judecata l-a trimis, la pușcărie. Mi-a fost greu la început. Când am ajuns aici, prima oară, o perioadă de timp am avut nevoie de consiliere psihologică. Pentru că nu puteam să deschid subiectul despre ceea ce s-a întâmplat atunci, plângeam imediat. Eu, nu știu, sunt om până la urmă. Mă uit la oameni și înțeleg ce pot. Omul ăsta mi s-a părut că regretă lucrurile astea și că, până la urmă, nu și-a pierdut umanitatea. Ironia sorții face ca în mâinile dumneavoastră să se găsească acum una dintr-o pereche de sandale de damă. Femeile din Libertate poartă pantofi făcuți de dumneavoastră. Ce gânduri transmiteți acestor pantofi? Sunt gânduri care n-au nicio treabă cu pantofii, n-au nicio treabă cu perețiștea. Sunt gânduri dincolo de ziduri. Cum ar fi, cum ar fi fost, ce ar fi fost, chestii de genul ăsta. Cum îl regăsiți? Un pic schimbat. Un pic schimbat. Un pic schimbat. Fără îndoială fizic, sportul și-a spus cuvântul. Și? Un pic mai calm, mai liniștit. Atunci plângea foarte mult. Bine, era și trecuse foarte puțin timp de când comisese fapta, era marcat. Povestea cu încrâncenare sau cu supărare sau cu orice alte sentimente amestecate greu de delimitat unele de altele.
avea o nevoie de a comunica atunci când a recunoscut fapta, a recunoscut. E un fenomen. Când recunosc fapta, autorii o recunosc cu extrem de multe detalii. Poate mai puțin momentul efectiv al omorului și tot timpul găsesc scuze, nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat sau n-am vrut, deși intenția este fără îndoială clară în acest moment. Vă așteaptă cineva? Momentan, mama, sora, o nepoțică pe care o iubesc la nebunie și îmi pare rău, îmi pare nespus de rău că n-am putut fi lângă ea în toate momentele vieții. De când a început să meargă grădiniță, școală și așa mai departe. E unul dintre regretele mele. Deși fac dezbateri de vreo 4 ani de zile, e prima dată când sunt pusă în situația să efectiv să nu știu cum să reacționez la ceea ce mi se întâmplă. Cazul ăsta m-a șocat foarte tare, pentru că tot ce am făcut acum în experiența mea de debater a fost să lucrăm pe cazuri fictive, să lucrăm pe statistici sau pur și simplu documentare pe care le vedeam la televizor. Niciodată n-am avut ocazia să răspund, să reacționez în timp real la ceea ce mi se întâmplă și cred că tocmai faptul că am avut ocazia să văd acest caz pe care mi s-a prezentat cu domnul Preda a reprezentat o ocazie foarte importantă pentru mine ca debater. Cel mai mare regret al vieții mele este că am făcut faptul ăsta. M-a surprins foarte tare faptul că domnul Preda a avut atitudinea asta de om modest și nu avea atitudinea aia tipică pe care o vedem portretizată în filme sau în emisiuni de criminal îngânfat, arogant, care nu mai are niciodată nicio șansă de reabilitare. Dacă nu s-ar fi întâmplat accidentul ăsta în viața noastră, ce ați fi făcut? Sincer? Nu știu, pentru că sunt aici de aproape 10 ani. Câți ani aveți? 31. Haideți să facem un soi de scenariu cu existența dumneavoastră pe mai departe. Deci, ați executat deja... 9 ani și 7 luni. 9 ani și 7 luni. Conform legii... Trebuie să execut 20 zile la zi. Ca să intervină o comisie de... O comisie de evaluare. Care poate să stabilească ce? Eliberarea mea condiționată. Sau nu? Sau nu. Doamna Lina Gheorghișor, cum este pregătită societatea să primească ceea ce dumneavoastră ar trebui să înapoiați, reeducat, reînvățat să nu mai comită fapte antisociale după atâta vreme? Procesul acesta de reintegrare socială presupune 3 etape. Etapa instituțională, care începe încă din prima zi a privării de libertate și se situează până în cea de-a 90-a zi a pedepsei privative de libertate. Avem etapa de pregătire pentru liberare, în care deținuții sunt asistați din punct de vedere educațional, psihologic și social pentru a intra în comunitate, și etapa post-detenție. Etapa aceasta post-detenție, la care deținutul în cauză face referire, presupune un obiectiv, și anume facilitarea asistenței post-detenție, aflat în viziunea sectorului de reintegrare din sistemul penitenciar. Această perioadă este foarte departe de Aurel Preda, trebuie să precizăm și nu se pune problema. Vreau să vă spun că pregătirea pentru liberare pentru un deținut, indiferent de durata pedepsei, începe încă din prima zi. În pare procesul simplu, pare ca în carte, deci este un proces care, dacă se întâmplă la modul ideal și abstract sau și real, așa cum dumneavoastră îl prezentați, lucrurile ar decurge în așa fel încât toți cei care au trecut pe acolo ar trebui să devină niște oameni foarte civilizați și responsabili. Și responsabili și extrem de controlați. Cred că dacă sistemul de reabilitare din România ar fi unul mult mai bun, am putea să ne bazăm pe ideea că domnul Preda ar putea să redevină un cetățean funcțional al societății, dar având în vedere contextul actual, sincer, nu cred că oamenii, omul de rând s-ar simți în siguranță avându-l pe stres pe domnul Preda. Eu sunt resemnat deja cu ideea că trebuie să-mi duc pedeapsa asta la bun sfârșit și că trebuie să merg până la capăt, indiferent cât va fi. Problema e dacă, după ce plec de aici, mulți ori se spună dacă voi fi pregătit să ies în societate. Veți fi? Societatea e pregătită să mă primească? Câți ani veți avea atunci? 51.
Deci ați intrat în pușcărie la... 31. 31 și la 51 ar trebui să fiți redat societății, da, ca o tânără speranță. Da. După 20 de ani de inactivitate și o existență fizică doar aici, din punct de vedere social, șters. Societatea cum o va primi pe mine după 20 de ani? Cine îmi va oferi mie un loc de muncă? De când te duci cu CV-ul și spui deținut, știi ce zice? Tu te duci. Dar oare ce vrem noi de la pușcării? Vrem să fie acel bau-bau sau acel lucru care odată intrat în el oamenii se strică și ies criminal de acolo? Sau vrem ca în sfârșit oamenii să fie reeducați și să existe această concepție și măcar această tentativă din partea autorităților? O să râdeți de mine, dar vreau să vă întreb ce reprezintă acești pantofi pentru dumneavoastră. În momentul de față, o trecere de timp, un mod prin care îmi elimin energia, ca să zic așa, pentru că stând aici, nefăcând altceva, nu prea ai în ce să-ți elimini energia pe care o adun zi de zi, decât ăștia, sau să faci mișcare, să faci sport. Faceți? Da. Simțiți nevoia câteodată să vă de multe ori aruncați într-o mișcare de asta de... Păi de când sunt pe pantofi pe aici am făcut mai puțin. Dar înainte, când e pauză și nu sunt pantofi, fac zi de zi. De multe ori, chiar de două ori pe zi. Pentru că pur și simplu e singura modalitate de a strece timpul, să mai joci un remi, o tablă, o carte, chestii de genul ăsta. Sau să citești. Ce citiți? Ultima carte care am citit-o e Jidovul Rătăcitor. Fericit cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Băieții ăștia ce reprezintă pentru noastră? Sunt colegi de suferință sau ce? Sunt prieteni, iar unul dintre ei mi-e mai mult decât prieten. Îl consider ca și pe fratele meu. Au ajuns să vă înțeleagă? Dacă nu ne-am înțelege și n-ar putea nu, să nu, ne... Nu, dacă vă înțeleg sufletește. Am înțeles ce spuneți. Dacă nu n-am ajunge să ne înțelegem unii pe celorlalți, ceilalți, stând aici în mediul ăsta și în aceeași cameră, nu cred că am putea conviețui. Asta se întâmplă în linia firească a unui curs de viață care a curmat o viață. Se comite fapta, se merge la judecată, se ajunge la penitenciar, la pușcărie, cum își spune în limbajul comun, și acolo, sau dincolo de dincolo de gratii și de dincoace de gratii, se conturează un mecanism al minții omenești care uneori scoate și pentru noi un strigăt de uimire. Cum arată el mecanismul minții unui om ca Aurel Preda? Deci pe cât de mare a fost iubirea, pe atât de mare a fost gelozia, da? Au fost momente, probabil mult mai, cum să spun eu, nu tensionate, în care aș fi avut motive să mă cer cu ea mult mai temeinic și să, probabil să-i dau o pală. Și în care n-am făcut-o. Pur și simplu, ieșeam din casă și o lăsam în casă, plecam. Numai să nu ajung să avem o discuție mai aprinsă și să nu degenereze, ceva de genul. Fiind de mic o persoană vulcanică. A, deci vă știați că sunteți... În momentele în care știam că nu pot duce până la capăt o discuție, preferam să evit. Dar erau momente în care și expuneam la modul verbal, deci nu fizic, cât verbal. Ăsta sunt de mic, deci nu mă ascund după o chestie care pur și simplu nu sunt eu. Ăsta sunt eu, până la urmă. Iar cei care mă percep și cei care mă cunosc trebuie să mă perceapă și să mă accepte așa cum sunt. Iar în sinea lor trebuie să gândească că trebuie făcut ceva ca eu să nu mai am reacțiile respective și să nu mai ajung acolo. Pentru că
practic, cei care sunt în situația mea, că nu sunt singurul care e vulcanic în lumea asta, depind de cei din jur. De cât de mult sunt percepuți de cei din jurul lor și cât de mult sunt înțeleși. Nu există niciodată un adevăr absolut, nu există niciodată o singură parte a poveștii și nu există niciodată o perspectivă obiectivă asupra unei acțiuni, asupra comportamentului unei persoane și până la final, pentru că vorbim de un proces juridic, nu există niciodată un caracter absolut al acestei pedepse care să fie just sau injust. Cred că întotdeauna ține foarte mult de circumstanțe. Pentru că dacă un om, cred că și dumneavoastră și oricare din camera asta, dacă este iritat și în momentul ăla nu încerci să-l înțelegi și să îl scoți din starea în care este, nu cred că ai să poți să duci un subiect la bun sfârșit cu el. Nu ai cum. El nu te mai percepe și nu mai înțelege lucrurile în mod normal în momentul în care este iritat și nervos. Le vede doar din punctul lui de vedere. Subiectivismul e la mama lui acasă. Domnule Valentin Arsene, cum este Aurel în realitate? El vrea să pară într-un fel, apare într-un fel. Cum îl citiți? Cum ar trebui să-l citim? Tind să cred că este un eu foarte fragil, care este compensat de un ego foarte mare, un orgoliu extrem de bine conturat și care se simte extrem de amenințat, în special în aspectul masculin. Adică are frustrări. Da, are frustrări. Și în general sunt persoane complexate pe aspectul fizic, pe capacitatea lor de a livra resurse financiare și de securitate partenerei și, de ce să nu spunem, chiar complexe de natură sexuală, intimă. Unde este bărbăția în toată povestea asta? Vorbesc de bărbăția aceea care trece peste sfera sexualității sau a... Bărbăția. Vorbesc de bărbăția aia care ar trebui să fie o trăsătură de caracter, care face de mândrie și identitate unui bărbat. Bărbăția. Bărbăția acum depinde de fiecare în parte cum o înțelege. Pentru că sunt foarte mulți care cred că a fi bărbat înseamnă a fi războinic. A fi bărbat înseamnă a te impune prin mijloace proprii și adică prin forța aia care zace în fiecare, da? Corect. Asta, pentru mulți asta înseamnă a fi bărbat. Dar a fi bărbat, cu adevărat, nu știu. În primul rând, înainte de a fi bărbat, trebuie să fii om. Să-i poți înțelege ce se întâmplă în jurul tău, să poți înțelege pe cei din jurul tău, ca la rândul tău să poți comunica într-un mod corect cu ei. Mi se pare cea mai mare calitate a unui om. Perceperea și înțelegerea celor din jur ca să-i poți comunica cu ei. Neînțelegându-i, nu știu cam cum ai putea comunica cu ei. Spuneți-ne tuturor, ce putem să facem noi dacă în preajma noastră sunt ființe care dau semne firave sau mai prezente de un asemenea comportament cu potențial agresiv? Putem să identificăm de undeva? Avem un mecanism de a percepe ce anume din simțurile noastre ar trebui să ne conducă spre ideea că omul acesta de lângă mine, oricând, într-un caz de scăpare de sub control, poate să facă o faptă fără putință de reparare? Oamenii ăștia de obicei sparg lucruri prin casă sau distrug diverse obiecte și de asemenea reacții la polul opus sunt extrem de dependenți afectiv și foarte fuzionali. Și asta îi face în primă fază dezirabili și păcălește anumite femei care se încântă de posibilitatea controlului. Avea un partener pe care poți să-l controlezi. Numai că această poziție se va răsfrânge în sens opus, într-o situație extremă.
Ideea este că atunci când citim anumite sau detectăm anumite tulburări afective și de comportament, să nu ne jucăm cu afectivitatea acestor oameni și să stăm în relații cât mai sincere și cât mai clar definite. Așa cum ne-a spus și deținutul, acolo era o poveste complicată de amor și de aici a ieșit și reacția lui. Câtă forță zace în noi? Cred că nici măcar 1% habar n-avem câtă forță poate zace în sinea noastră. Ce fel de om sunteți? La prima vedere? La prima, sau... la a doua? În ultimul timp am învățat să-și comunic cu cei din jurul meu mai, într-un fel mai calm, să zic așa. Nu calm. Păi și înainte eram calm. Doar că eram probabil prost înțeles. Felul meu de a fi este de mic copil, v-am spus. Impulsiv, sunt vulcanic, sunt spontan. Până nu de mult făceam lucrurile fără să gândesc pe termen lung. Le făceam pe moment, pur și simplu. Ieșeau bine, nu ieșeau iarăși bine. Acum am început să gândesc la modul, dacă fac pantoful ăsta și nu-l fac bine, îl fac undeva greșit, vine înapoi și trebuie să-l fac tot eu. Așa că mai bine îl fac de la început bine și nu mai vine înapoi să-l muncesc a doua oară. Înainte, dacă îl făceam și nu ieșea, asta e, n-a ieșit, vine înapoi, îl fac. Cam ăsta e exemplul pe care vi-l pot da. Sunt în imposibilitatea de a empatiza cu ceea ce spune deținutul. Pentru că în educația mea nu s-a pus în niciun punct problema de violență. Am întâlnit temperamente vulcanice în cadrul circuitului de dezbateri. Am dezbătut teme, uneori s-au și încins spiritele, dar în absolut nici măcar un moment nu s-a pus problema de violență. Nu pot să empatizez cu respectivul deținut. Tot ce pot să spun este că în momentul în care, dacă va exista acel moment, deținutul va fi evaluat de o comisie și respectiva comisie va decide că este reeducat și merită o a doua șansă, eu personal îi voi acorda punându-mi încrederea în comisia respectivă. Pentru că eu consider că închisoarea are de fapt un rol reeducativ mai mult decât punitiv. Mai am o curiozitate. Aveți momente când vă uitați la cer aici, în detenție? Momente? Sunt N momente. Dacă se poate spune că există un loc în această incintă în care vă simțiți bine, unde vă regăsiți sau vă puteți așeza dumneavoastră cu dumneavoastră de vorbă? Spre ce priviți când vreți să evadați? Când vreau să evadez de aici? Din acest spațiu de unde nu se poate evada. Bine, evadăm psihic. Sau să evadați din propria dumneavoastră poveste. Da. Pur și simplu, nu-mi trebuie ceva anume. Citesc sau fac sport sau ascult muzică sau îmi pun căștile în urechi sau iau o carte. De obicei, când citesc, ceea ce citesc e ca un film. Vizualizez. Înainte citați? Afară citeam, dar nu foarte mult. Am citit, citeam foarte mult când eram mic. Când eram mic îmi plăcea să citesc, dar după aceea, după ce a apărut 90-ul, s-a cam dus și învățătura și tot. Au apărut biliardurile, au apărut tot felul de tâmpenii care, să zic așa, între ghilimele m-au stricat. E foarte dificil să lucrezi cu psihicul uman. Este foarte dificil să încerci să schimbi anumite moravuri ale oamenilor și este foarte dificil să reușești să îi faci din nou să fie la fel ca majoritatea societății, la fel ca majoritatea oamenilor pe care vrem să-i avem printre noi în societate.
de departe e cerul de noi? Acum depinde de fiecare în parte. Sunt mulți care, în viziunea lor și în, nu știu, în sinea lor, l-ating psihic, nu palpabil, că n-ai să poți să faci așa ceva niciodată. Ar trebui să fii foarte lung să faci asta. Mulți sunt care l-ating, prin liniștea lor sufletească, prin modul care gândesc, felul lor de a fi, etc. Acest Ionuț, al cărui nume, iubitul celălalt, deci cealaltă relație a tinerei, acel nume pe care fata l-a rostit, săraca, confundând în noaptea aceea cele două persoane, nu cred că, de fapt nu cred că a fost o confuzie, cred că pur și simplu nu și-a dat seama. A fost o greșeală, ca să fim... Pe care a plătit-o. Da. Și toate acestea, culmea, în numele unui sentiment care nu are absolut nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Să vorbim despre dragoste. De ce vă e dor? De ce mi-e dor? Cel mai mult? Sincer? De ea. Culmea ironiei, nu știu dacă chiar e culmea ironiei, dar de ea mi-e cel mai dor. În afară de casă, de mama, de cei dragi, de ea mi-e foarte dor. Sunt momente în care nu mă gândesc acasă, nu mă gândesc la ce fac cei de acasă, dacă sunt ok sau nu sunt ok, cât mă gândesc la ea. Făceți-mă să înțeleg. Uneori iubirea este atât de mare și atât de puternică încât poate, printr-un accident stupid, să fie cauzatoare de moarte? Sunt mulți care sunt în situația mea aici. Nu, deci ați iubit-o atât de mult, ați omorât-o pentru că ați iubit-o, de fapt. Dacă n-ați fi iubit-o, nu v-ar fi provocat ce s-a întâmplat, nu? Sau cum? Păi asta e, că nu înțeleg. Dacă iubești un om și îl iubești atât de mult, de ce ajungi să faci așa ceva? Ați iubit-o? Dacă am făcut așa ceva și încă mă gândesc la ea, deci am iubit-o. E ciudat. Vă întreb pentru că e ciudat. Păi e foarte ciudat și nu sunt unicul. Și dacă luăm istoria omenirii de la A la Z, sunt foarte mulți care au făcut chestia asta din iubire. Și acum stăm și ne întrebăm, iubirea e un lucru bun sau e și un lucru rău? Cum să spun, n-am avut coșmaruri. Din contră, de multe ori mi-am dorit să închid ochii, să-i pot vedea imaginea, să o pot vedea, să o pot vizualiza. Dar nu înțeleg de ce nu pot. Cu toate că fizionomia o știu. O am perfect. Dar nu înțeleg de ce nu pot vedea. Îmi doresc foarte mult să pot face chestia asta. Mi-am dorit foarte mult o poză de la familia ei pe care nu am obținut-o. Nu știu de ce nu am vrut să-mi dea o poză cu ea. Bine, îi înțeleg pe de-o parte. Probabil că dacă aș fi fost în locul lor, nici eu n-aș fi făcut-o. Nici eu n-aș fi dat acelui om o poză cu copilul meu. Da? Nu știu, mi-e tare dor de ea. Sunt momente în care stau în pat și îmi doresc să o simt acolo lângă mine, dar știu că nu se poate. E greu. E greu să te trezești în fiecare dimineață într-un loc care probabil că chiar dacă ai fi ajuns, nu cu așa ceva. Și să stai să te gândești că ai luat viața unui om cu mâna ta. Vreau să cred că majoritatea covârșitoare a crimelor de acest gen se întâmplă fără intenție, fără premeditare, fără genul acesta de sentimente și mult mai degrabă sunt niște izbucniri de moment. Vreau să cred că oamenii sunt cu adevărat făcuți pentru a nu fi ucigași și orice lucru care deviază de la normă este fix asta, este o deviație, nu este ceva normal. Dar cu toate astea se întâmplă izbucniri și atunci
problema pe care trebuie să ne opunem cu toții, nu doar în această seară, ci în fiecare moment al vieții noastre, este cum anume aperi și te aperi de așa ceva. Cum anume îi aperi pe cei din jurul tău și cum anume te aperi pe tine din a ajunge în această zonă din care nu te mai poți întoarce. Înainte mă uitam foarte mult și încercam să văd dacă îi văd imaginea pe cer. Mă dau cuvântul meu de onoare. Da. N-am reușit. Poate nu vrea să vină, poate e supărat. La asta m-am gândit. Chiar m-am gândit la asta. Oare de ce? Și fiind atâta timp împreună, știindu-i fizionomia atât de bine, îmi puneam întrebare. De ce nu o pot vedea? De când sunt aici, de când am făcut fapta asta nebună, o singură dată am visat. La un an și ceva după ce s-a întâmplat. Cum? Era îmbrăcată mireasă pe un câmp verde. A fost singura și ultima oară când am visat. Am aflat în seara asta că e foarte ușor să fii pus în fața unei povești relatată cu o față umană, cu atâtea detalii personale și cu atâta deschidere de emoție și să uiți că, în definitiv, persoana aceea a comis totuși o faptă extrem de gravă. Și chiar dacă poți să empatizezi cu situația sa, dacă poți să empatizezi cu motivele sau lipsa lui de motive, așa cum a enunțat și el, sunt totuși de acord cu decizia care s-a luat asupra cazului său și cât despre tema dragostei și iubirii, e cumplit și regretabil că oamenii pretind să facă astfel de crime atroce din dragoste, în numele iubirii, dar cred că ce este și mai rău de atât și ce e și mai cumplit este că probabil nu minte când spune asta și că probabil are dreptate. Era frumoasă? Este și o să fie întotdeauna. Poate că e Mira sau dumneavoastră dintr-o altă viață. Probabil, nu știu, asta doar cel de sus o poate ști și vom afla doar după ce vom pleca din lumea asta. Vă las cu pantofii. Mulțumesc. Ăștia sunt prietenii mei acum și cei cu care conviețuiesc. O zi bună. Am avut onorați, distinși invitați în această seară, păreri ale dumneavoastră care sunteți profesioniști, fiecare acolo unde vă desfășurați activitatea și fără de părerea dumneavoastră ar fi fost greu pentru telespectatori să decodifice unde ne găsim astăzi cu povestea din punct de vedere al încadrării faptei și al locului pe care și l-a găsit acolo inculpatul. Și am avut părerea unor tineri care, iată, au venit la o primă mână, la o primă strigare, la un prim apel să-și spună niște păreri proaspete care poate pe dumneavoastră v-au șocat. Ce-am făcut noi? Am început împreună cu dumneavoastră să îndrăsnim să facem cât de puțină lumină săptămână de săptămână, încercând să vă decodificăm povești dinăuntrul acestui spațiu emoționant și plin de trăiri și de tensiuni, care este o sală de judecată. Neputincioși în fața întâmplărilor vieții pe care nu le mai putem schimba și aplecându-ne, înclinându-ne în fața hotărârilor judecătorești care sunt suverane, n-am mai putut în această seară să facem împreună cu dumneavoastră decât ceea ce ne-a mai rămas de făcut. Am recurs la morală.